Iubita Biserica Domnului, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu suntem în 1 Împărați, capitolul 12 până la capitolul 22 inclusiv. Această parte din Scriptură aduce în atenția noastră perioada de după domnia lui Solomon, un mare rege al lui Israel, sub domnia căruia s-a realizat construcția templului. Pentru construcția templului au fost nevoie de impozite și taxe ridicate, care au fost impuse poporului. Iar acum, odată finalizată construcția templului, aceste impozite nu se mai justificau. Astfel că succesorului Solomon, fiul său, Roboam, primește solicitarea din partea poporului de a diminua taxele și impozitele. Roboam caută sfat, atât în dreptul celor tineri, cât și celor bătrâni. Cei bătrâni îi spun să asculte glasul poporului. Și acesta va fi îndatorat pe vecie. Cei tineri îi spun lui Roboam că, de fapt, aici este oportunitatea de a avea un câștig mai mare. Roboam ascultă de sfatul celor tineri și faptul că el a ascultat și a decis creșterea impozitelor a dus la divizarea împărăției lui Israel. Două seminții în sud, Iuda și Beniamin, rămân loiale casei lui David și stau sub domnia lui Roboam, iar 10 seminții din partea de nord a lui Israel se răzvrătesc și își pun împărat propriu pe Ieroboam. Ce putem învăța din aceste sfaturi ale lui Roboam este că pentru noi este foarte important de unde ne alimentăm cu sfaturile pe care le avem nevoie, de care avem nevoie în viața noastră. Cine ne dă sfaturi și dintr-o multitudine de sfaturi pe care le putem primi într-o anumită situație, avem nevoie de înțelepciune să știm care sfat trebuie să-l implementăm. Apoi putem vedea că deciziile pe care le luăm, ele au consecințe. Decizia lui Roboam a dus la divizarea împărăției lui Israel. Și nu doar la divizare, pentru că Ieroboam, împăratul din nord, devine idolatru. Și în capitolul 13 al cărții Un Împărat putem observa faptul că Dumnezeu trimite un om al său care strigă împotriva altarului idolatru ridicat de Ieroboam în partea de nord a lui Israel, în împărăția de nord. Acolo era nevoie de o identitate religioasă, iar Roboam în sud rămâne loial lui Iahve, lui Dumnezeu, iar în nord, Ieroboam construiește acest sistem idolatru. Foarte interesant că omul lui Dumnezeu primește porunca să nu poposească, să nu mănânce și să nu doarmă în împărăția de nord. Dar, după ce își împlinește misiunea pe drum spre casă, un proroc care de data aceasta a mințit, i-a spus omului lui Dumnezeu că a avut o revelație din partea lui Dumnezeu și că trebuie să rămână să poposească în casa lui. Omul lui Dumnezeu ascultă glasul prorocului și astfel se compromite. Prorocul de data aceasta va proroci sub ungerea lui Dumnezeu, care îi va spune că omul lui Dumnezeu, datorită faptului că a ascultat glasul mincinos, va fi omorât. Și lucrul acesta se și întâmplă. În ziua următoare, omul lui Dumnezeu este sfâșiat de către un leu. Întâmplarea aceasta a acestui om al lui Dumnezeu anonim ne învață că fiecare om este coruptibil. Chiar dacă este un om al lui Dumnezeu, acest personaj din capitolul 13 a fost compromis, s-a compromis. Și chiar dacă compromiterea lui a fost generată de o ispită sub forma spirituală, el tot nu trebuia să cedeze. Dumnezeu a spus clar să nu se oprească și ispita a îmbrăcat o formă spirituală, cum se poate întâmpla adesea și în dreptul nostru ca ispita să îmbrace o astfel de formă. Omul lui Dumnezeu a cedat. Idolatria lui
Ieroboam din nordul Israelului continuă, iar unul dintre copiii săi se îmbolnăvește. Nevasta lui merge la unul dintre proroci deghizată, dându-se drept alta, dar Dumnezeu din cer îi descoperă prorocului și apoi, bineînțeles, îi povestește și îi prevestește, aș putea să spun, viitorul casei lui Roboam, care va fi nimicit datorită idolatriei. Ideea pe care o putem învăța este că înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura în Epistola către Evrei, totul este gol și descoperit. Nu ne putem da drept alții. Și nevasta lui Ieroboam a învățat lucrul acesta prin propria experiență. Capitolul 15 și 16 din 1 Împărați aduc în atenția noastră o serie de împărați care umblă în calea lui Ieroboam. O serie de împărați care fac răul înaintea lui Dumnezeu. Și nu mai intrăm în detalii acum, dar este important să știm că trebuie să fim foarte atenți la modelul pe care îl lăsăm în urmă. Noi influențăm și suntem influențați de către cei din jurul nostru și îi influențăm pe cei din jurul nostru. De aceea, Scriptura ne îndeamnă să ne privim urma pașilor în vale și să vedem ce am făcut, ce am lucrat, ce urme lăsăm în spatele nostru, ce modele de credință sau de idolatrie lăsăm în urma noastră. Fie că este vorba despre închinarea în familie, în dreptul copiilor noștri, fie că este vorba despre modelele pe care le lăsăm în societate. Este foarte important, vedem din modelul lui Ieroboam, care a fost unul rău, că a influențat pe împărații care au urmat după el, chiar dacă aceștia au avut o domnie scurtă, ei au făcut ce era rău înaintea lui Dumnezeu, umblând în calea lui Ieroboam. Deci, Domnul să ne înțelepțească, să avem foarte mare atenție cu privire la ce anume facem și ce model lăsăm în urma noastră. Ei, dragilor, de la capitolul 17 începând, intră în scenă, am putea spune, în acțiune, un personaj pe care îl cunoaștem foarte bine. Adesea am auzit predici din acțiunile și, aș putea să spun, chiar aventurile lui împreună cu Dumnezeu. Este vorba despre Ilie Tishbitul, un om care a făcut lucruri mari cu Dumnezeu, despre care spune Scriptura că era supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Că dacă Dumnezeu l-a folosit pe Ilie Tishbitul, Dumnezeu poate să ne folosească și pe noi. Ilie Tishbitul, în vremea lui Ahab, un împărat idolatru și el și apostat, strigă că după cuvântul său, foarte mare atenție, după cuvântul său, nu va ploua 3 ani și 6 luni în Israel. Această măsură de secetă sau oprirea ploii se datorează faptului că poporul Israel trebuia trezit din idolatria sa. Este o măsură disciplinară. Însă, de ce am accentuat că după cuvântul său? Vedem că acest lucru este, această inițiativă îi aparține lui Ilie. Chiar dacă Dumnezeu o confirmă. Dar ce este foarte interesant, că primul care suferă de sete în urma acestei secete care a venit, cine este? Ilie. A cărui care s-a ascuns la pârâul Cherit și acest pârâu a secat. Primul care suferă de sete este tocmai Ilie. Însă Dumnezeu în mod providențial îi poartă de grijă. Nu în belșug, ci în casa unei văduve. În casa unei văduve din Sarepta. Unde putem vedea providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și putem extrage un principiu foarte important de aici. Și anume că binecuvântare nu înseamnă belșug, ci binecuvântare înseamnă acel puțin care nu se finalizează, care nu se termină. Binecuvântare nu înseamnă neapărat să ai
belșug, conturi mari sau alte proprietăți scumpe, ci binecuvântare, poate să însemne și ceea ce am spus mai devreme. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu, vedem din Scriptură că este acel puțin care nu se termină, acel puțin pe care Dumnezeu face să îl avem în vremuri de răstriște. În capitolul 18 este o problemă foarte importantă referitoare la identitatea poporului Israel. Cine este Dumnezeul lui Israel? Este Iahve, al cărui slujitor este Ilie, sau este Baal, care avea 400 de proroci? Și în această confruntare religioasă, spirituală, Iahve, Dumnezeul lui Israel, se dovedește a fi adevăratul Dumnezeu. Și cunoaștem această problemă a identității spirituale în vremea opoziției pe care o întâmpină Ilie și cum el a afirmat și a readus pe poporul lui Dumnezeu la închinarea autentică. Este nevoie uneori și cred că în această vreme confuză pe care o trăim noi, este nevoie să ne afirmăm identitatea spirituală. Să știm că noi suntem slujitorii Dumnezeului celui viu. Să știm că în fața fricii, a panicii, a lipsei de speranță, noi slujim un Dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic și să stăm tari și alipiți de Domnul vieții noastre. Însă după această afirmare a identității poporului Israel, vedem în capitolul 19 că Ilie cade într-un soi de deznădejde. Crede că a rămas singur. Doamne, am fost plin de râvnă și acum am rămas singur. Ilie are parte de surmenaj spiritual. A tras, a fost plin de râvnă. A reușit să aducă poporul Israel la închinarea autentică. I-a pedepsit pe prorocii lui Baal, omorându-i. Iar după aceea, intră în această stare, în această criză personală, emoțională. Și astfel de situații vin în viața noastră. Însă, ce vedem? Este că Dumnezeu răspunde după nevoile noastre. Un Dumnezeu puternic trece prin fața peșterii în care se află ascuns Ilie. Dar Ilie se identifică și îl vede pe Dumnezeu doar când acesta se manifestă ca un susur blând și subțire. Și ceea ce vedem este că Dumnezeu răspunde nevoilor noastre și se manifestă în acord cu starea inimii noastre. Când avem nevoie de îmbărbătare, Dumnezeu ne îmbărbătează. Când avem nevoie de întărire și curaj pentru a merge mai departe, Dumnezeu ne dă acest curaj. Când avem nevoie de mustrare, pentru că credem că noi suntem ceva prin noi înșine, Duhul lui Dumnezeu este cel care ne mustră. Și învățăm din experiența lui Ilie acest aspect foarte frumos, că Dumnezeu se adresează și ne răspunde conform nevoilor pe care le avem fiecare dintre noi. Dumnezeu se manifestă ca un Dumnezeu puternic și războinic în viața împăratului Ahab, în capitolul 20, și Ahab, împreună cu poporul Israel, popor care se întoarce spre Iahve, spre Dumnezeu, trebuiau doar să intre în această biruință și în acest război cu sirienii, din capitolul 20, Ahab cruță pe Ben-Hadad, împăratul Siriei. Iar pentru aceasta este condamnat de către Dumnezeu. Și îi se spune și lui că domnia sa va fi curmată și linia regală care ar putea fi din dinastia care s-ar putea naște va fi întreruptă. Dinastia care s-ar putea naște
va fi întreruptă. Capitolul 21, episodul când Ahab ia via lui Nabot prin abuz, arată că corupția și jaful nu rămâne pedepsite. Dumnezeu își reînnoiește această hotărâre de nimicire a lui Ahab. Iar ultimul capitol pe care l-avem în atenție ne prezintă un om al lui Dumnezeu care stă în picioare în mijlocul unui conflict militar. Iosafat cere sfat dacă să se angajeze sau nu în acest conflict militar și prorocii spun da, vei avea biruință, iar Mica, prorocul lui Dumnezeu, este singurul care stă în picioare înaintea lui Dumnezeu și înaintea împăratului și spune văd Israelul risipit pe munți și tu vei cădea. Integritate în mijlocul acestei lupte, când toți spun de bine și ție Dumnezeu îți spune de rău, să ai curajul să spui acest rău. Dar aceasta se face sub mandatul și sub ungerea și autoritatea lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, acesta a fost textul din 1 Împărați 12 până la 22. Putem vedea un Dumnezeu suveran. Putem vedea un Dumnezeu care se manifestă cu putere, un Dumnezeu războinic, un Dumnezeu care închide cerul la cuvântul profetului său. Putem vedea, desigur, și falimentele oamenilor. Putem vedea falimentul lui Roboam, idolatria lui Roboam. Putem vedea deznădejdea care l-a cuprins pe Ilie. Dar putem vedea faptul că deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu suveran. Vă invit ca, lecturând această parte a Scripturii, să stăm și să medităm la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Poate că este vorba despre o mângâiere a inimii, așa cum a primit-o Ilie. Poate că este vorba despre creșterea înțelepciunii, așa cum trebuia să primească Roboam. Poate că este vorba despre păzire de păcat, așa cum trebuia să o facă Ieroboam. Dar în toate, Dumnezeu să ne înțelepțească nu doar să înțelegem voia sa, ci să o și împlinim în viața noastră. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze.